Salutare! Acesta a fost cel mai greu videoclip de făcut până acum, pentru că la mai puțin de 2000 de lei am găsit foarte multe telefoane bune. Cred că în acest buget găsiți cel mai bun raport calitate-preț, iar eu am selectat doar modele care merită banii. Am căutat oferte de la magazinele online recunoscute, de unde au încredere în majoritatea să cumpere. La fiecare telefon voi prezenta principale avantaje, dar și dezavantaje, pentru ca voi să le alegeți pe cel care vi se potrivește. Am ales doar 7 telefoane și începem cu modelele la mai puțin de 1500 de lei. Pe locul 7 avem Poco X6 Pro 5G. La aproximativ 1300 de lei, acesta vine cu 256GB stocare și 8GB Dacă vă interesează gaming-ul la sub 1500 de lei, Poco este alegerea. Vine cu procesor Mediatek Dimensity 8300 Ultra care reușește 1,48 milioane de puncte în Antutu. La performanță o să vă prezint scorul în Antutu pentru a fi mai ușor de înțeles diferența dintre procesoare. X6 Pro produce orice joc la setări ridicate, lucru incredibil în acest buget. Și ecranul mi se pare incredibil. E un amulet mare de 6,67 inch cu rezoluție Full HD+, rată de refresh de 120Hz și luminozitate extrem de bună. Inclusiv un soare puternic se va vedea bine pe ecran. Ar mai fi important de menționat că are difuzoare stereo, rezistență la stropire și baterie de 5000 mAh. Pentru că telefonul e orientat spre gaming, camera principală de 64MP este slăbuță în acest buget. De asemenea, sistemul de operare are ocazionale erori. Din păcate, telefonul nu se vinde oficial în România, dar puteți găsi variante aduse din alte regiuni. Asta înseamnă că de garanție se va ocupa magazinul de unde l-ați cumpărat și nu Poco. Dacă telefonul se vindea oficial la noi, era mult mai sus în clasament. Pe locul 6 am ales cel mai bun telefon 1500 de lei. Nici măcar nu costă atât, pentru că Samsung Galaxy A35 5G costă 1200 de lei. Acesta are un ecran amol de 6,65 cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 120 de Hz. Luminozitatea e decentă, dar în acest buget veți găsi ecrane mai luminoase. Principal avantaj al telefonului este sistemul de operare bine optimizat. Samsung promite 4 update-uri majore și 5 ani actualizări de securitate, ceea ce e superb în acest buget. Procesorul folosit este Exynos 1380 care obține 575.000 de puncte în AnTuTu. Jocurile în grafic vor merge la setări medii, deci pentru gaming aș merge pe POCO în acest buget. Camera lui Galaxy A35 este ok, are senzor principal de 50 megapixel care scoate poze specifice bugetului. Telefonul mai are baterie de 5.000 mAh, difuzare stereo, rezistență certificată la apă și loc pentru card de memorie. Înainte de a trece la telefoanele între 1500 și 2000 de lei, vreau să vă prezint un monitor fain. Pentru că vine Black Friday și toți caută oferte, cel mai bun raport calitate-preț la monitoare îl au cei de la ViewSonic. Eu folosesc de un an un monitor de la ei și sunt extrem de mulțumit. Însă vreau să vă arăt această imensitate superbă de 34 de inch. Designul dă de gol că este pentru gaming și îmi plac marginile subțiri și piciorul. Piciorul se poate ajusta pe verticală și orizontală pe un ecran ultra mare se văd incredibil 165 Hz, plus că răspunsul este de 1 milisecundă. Cei drept ajută și rezoluția 2K și faptul că are HDR10. Culorile sunt bine calibrate, iar aspectul 21 pe 9 mi se pare ideal, inclusiv pentru editare video, nu doar pentru gaming. Trebuie menționată tehnologia iProTech, care vă protejează ochii de acel flicker obositor. Eu am găsit produsele ViewSonic la EMAX și PC Garage, iar partea bună e că au reduceri destul de des. Acum să trecem la locul 5, unde am ales Motorola Edge 50 Fusion. Costă mai puțin de 1700 de lei și are 512 GB stocare și 12 GB RAM. Telefonul arată superb, cu margini curbate și extrem de subțiri. Vine cu un ecran OLED de 6.7 inci cu rezoluție Full HD și rată de refresh 144 Hz. Procesorul folosit este Snapdragon 7S Gen 2 care are conectivitate 5G. S50 Fusion scoate 776.000 de puncte în antutul, deci jocurile în grafic vor merge la setări medii spre ridicate. Camera de 50 MP mi se pare doar ok, fără să iasă în evidență în acest buget. Sistemul de operare îmi place cum arată, e apropiat de Androidul stock, dar mai apar ocazionale erori. Telefonul are baterie de 5.000 mAh, difuzare stereo și rezistența certificată la apă. Pe locul 4 am selectat un model care ar fi trebuit să fie pe podium dacă nu avea un dezavantaj. Acesta este Realme GT Neo 6 SE 5G, care la sub 1700 de lei vine cu 256GB stocare și 16GB RAM. Telefonul ăsta e pur și simplu incredibil. Vine cu un ecran AMOLED gigantic de 6,78 cu rezoluție Full HD+, și rată de refresh de 120 de Hz. Este și cel mai luminos ecran din acest top. Procesorul folosit este Snapdragon 7 Plus Gen 3, care obține 1,36 de milioane de puncte în antutul, deci va merge orice joc pe el. Până și la baterie impresionează, deoarece are 5500 mAh și încărcare la fir la 100 de W. Telefonul vine cu două dezavantaje. Camera principală de 50 MP este mediocră, dar dezavantajul principal e că nu se vinde oficial în România, dacă nu găsiți Realme la vânzare, o alternativă bună este Poco F6. Eu vă las un link în comentariu unde am găsit telefoanele prezentate la cel mai bun preț. Acum să vedem locul 3, unde găsim un telefon vândut oficial în România. Aceasta este OnePlus Nord 3 5G cu 256GB stocare și 16GB RAM. Vine cu un ecran AMOLED de 6.74 inch, cu rezoluție Full HD Plus și rată de refresh de 120 Hz. Procesorul Mediatek Dimensity 9000 scoate 1.1 milioane de puncte în deci telefonul poate rula orice joc fără probleme. Camera principală de 50MP este de una din variantele bune din acest buget. Telefonul are baterie de 5 mAh și se încarcă la fir la 80W. Sistemul de operare de la OnePlus mi s-a părut mereu bine optimizat. Să vedem acum locul 2, Google Pixel 8a. Costă 2000 de lei și are 128GB stocare și 8GB RAM, dar l-am mai văzut la reducere. Telefonul are două mari avantaje. În primul rând, Google deține Android și Pixel-urile sunt foarte bine optimizate. Mai mult s-a lansat cu Android 14 și va primi 7 update-uri majori, lucru fenomenal din punctul meu de vedere. A doilea mare avantaj la cameră. Google au o procesare a culorilor excelentă și consider că Pixel 8a are cea mai bună cameră la sub 2000 de lei. Procesorul folosit este Google Tensor G3 care reușește 877.000 de puncte în atutul. Jocurile vor rula la setări medii spre ridicate. Bateria are 4500 mAh și telefonul rezistă la limită o zi de utilizare intensă. La utilizare normală va resta cam o zi și jumătate. Partea bună e că Pixelul e singurul telefon din listă cu încărcare wireless. Sincer, eu l-aș fi pus pe primul loc dacă se vindea oficial în România însă Google momentan a adus doar seria Pixel 9. Să sperăm că vom vedea la noi Pixel 9a când apare. A venit vremea să vedem primul loc. Mulți ați votat acest telefon cum am întrebat, fiind vorba de Samsung Galaxy A55 5G. Acesta a costat 1550 de lei și are 128 GB stocare și 8 GB RAM. E singurul telefon din top construit din sticlă față spate, cu ramă din aluminiu și rezistență certificată la apă. Vine cu un ecran Super AMOLED de 6,65 inch cu rezoluție Full HD și rată de refresh de 120 de Hz. Luminositatea e doar ok. Se vede pe ecran soare puternic, dar există ecrane mai luminoase în acest top. Principalele avantaje ale telefonului sunt sistemul de operare și camera. Cum am spus și la Galaxy A35, sistemul de operare e bine optimizat și Galaxy A55 va primi 4 update-uri majore și 5 ani update-ul de securitate. Camera pe mine m-a impresionat când am folosit telefonul. E a doua cea mai bună cameră din top după cea a pixelului. Bateria de 5.000 mAh rezistă confortabil o zi de utilizare intensă. La utilizare normală poate rezista chiar două zile. Procesorul folosit este Exynos 1480, care scoate 710.000 de puncte în atutul. Jocuri în grafic vor merge la setări medii spre ridicate. Galaxy A55 mai are difuzare stereo și loc pentru card de memorie. E ușor de înțeles de ce telefonul este atât de ales de utilizator, chiar și în sondaje. Este vândut oficial în România, are cea mai bună construcție din top, camera e pe locul 2, va primi update-uri timp de 5 ani, plus că bateria ține și ecranul e fain. Doar la procesor se putea mai bine, dar chiar și așa rulează impecabil la aplicații uzuale, iar în gaming merge ok. Însă vreau să scrieți voi în comentarii ce alte modele credeți că merită să fie menționate în top. Eu fac acest videoclipuri în pregătire pentru Black Friday-ul din acest an. Pe 7 noiembrie intru live de la ora 21.30 pentru a vă răspunde la întrebări și a face recomandări. La final v-am pregătit un giveaway super tare. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem videoclipul următor.